Dimitru Totari, de 2.100.000 de lei. Această neexecutare s-a urmat în urma neexecutării încasărilor la impozitul pe nimic, reținut din evidentele acutate. După cum știți cu toții, noi am încercat un titlul executor care prevedea restituirea suprapărții la acest articol. Și de suma de 1.866.000 de euro primărie. Chiar și să nu-și fost titlul ăsta executoriu, totul la impozitul pe venit reținut la dividendele achitate, care la noi a avut o îndeplinire, o supraîndeplinire mare în 2009, din cauza că agentul DAS a făcut calculare la acest impozit incorrect. Și acum noi am fost nevoiți să-i restituim suprafața care a efectuat în 2009. Toate acestea, totuna acest impozit nu ar fi fost executat. Ceea ce pentru noi e o problemă în efectuarea cheltuielilor prevăzute în planul adoptat pe anul 2019. Alt impozit la care nu s-a venit în executare, este plata autorizațiilor de construcție, încă din casete de plata autorizațiilor. Aici, iarăși, s-a schimbat regulamentul de plată la autorizare pe construcție și, corespunzător, noi, la moment, la, zicem, la executare din urmă, avem executare de 100.000. În fond, celelalte taxe și impozite, avem, noi suntem satisfăcuți de executare, avem o executare satisfăcătoare, să zicem. Asta e situația la noi cu incasările din urmă. Și de aceea, acum, trebuie de deciziile se ia de alocare pentru unii cheltuieli noi, dar trebuie avut în vedere că noi avem o executare, o executare foarte mare și avem probleme. De aceea, cum noi nu suntem și noi indivenți, lucrând atâția ani în sistemul ăsta și înțelegem foarte bine unde trebuiește, cât trebuiește și nu suntem noi în aceea care suntem împotrivă de a da chiar la aceeași cerințe care au fost acum aia înaintată. Dar, pur și simplu, noi ne uităm real la ciclile pe care le avem la lumea. Și dacă noi nu suntem în stare să achităm salariile pe luna octombrie și probleme și probleme cum o să le achităm, nu credeți că noi suntem atât de indiferenți față de ceea ce se trece în orășel. Fiindcă lucrăm atâția ani și avem și noi responsabilitate și cred că fiecare ne știm locurile noastre și cât de cât trebuie să facem. Asta e situația la noi. Clar, nu se vorba chiar de domnul Cacelor. 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 Avem 1.876.000
noi ne ajungem de la salari. Am scris scrisoare în domnul am primit răspuns la Ministerul de Finanțe, numai că scădăm surse proprii la noi. Cine a pierdut banii care eu să-i pot găsi? Și nu-i clar. Și am scris o scrisoare la președintele raionului pentru că Ministerul de Finanțe, Parlamentul, nu duce convorbiri cu administrația publică din nivelul 1. Dar duce convorbiri numai din nivelul 2. Nivelul 2 trebuie să ne acopere nou pierderile acestea. Când ar să fie? Atunci ar să fie bani. Nu la moment. Noi, de ce astăzi este o ședință extraordinară a Consiliului Răștrești Călăriei? Să modificăm, să luăm la fiecare grupă, unde sunt bani, unde nu sunt bani, să facem într-așa fel, să putem, da, măcar salariul la profesori. Salariul la profesori undeva e 800 de mii. Dar împreună cu fondul social, cu lumina, cu căldura, cu gazul, cu toate acestea, nu trebuie să 1.200.000 și ceva de mii, aproape 1.300.000. Nu ne ajunge la asta, nu ne poate să ne oprească gazul, poate să ne oprească lumina. Nu ne ajunge la asta 500.000. Iată problema care? Întrebare clară cu vârful pe acea familie, că nu-i bani, dar tot bani nu-ți faci nimic. Oricum, trecem direct la decizia numărul 0401. Dacă sunt ceva propuneri, întrebări pentru doamna Galina, vă rog, stimați numele, confirmați. Întrebări nu sunt, da? La comisie. Supuni la comisie, da, comisie. La comisie, da, comisie. La comisie, după aia. Milioane și avari o luat de la raionul Ilovenț, 2 milioane și-o de la primăria Ilovenț, că numai primăria Ilovenț cu raionul, nu luat nimic din Nicăiulea. Și toate primăriei nu primit. Noi n-am primit pentru noi avem resurse de acoperire pentru salarii. Ce dumneavoastră nu credeți sau și? Nu credeți. Dacă nu sunt propuneri, noi ne dăm la decizia numărul 0401, vă rog să spunem la votului cine este pentru. Cine este împotrivă? Cine s-a împotrivă?